Bun găsit, prieteni dragi! Eu sunt Simona Popvancea, mă bucur să fim din nou împreună. Vă propun o ediție cu totul specială astăzi, pentru că invitatul meu este unul deosebit, în persoana domnului Mihai Neamțu. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne vizitați astăzi și iată, sunteți prezent împreună cu noi și vom discuta despre subiecte care ne privesc pe toți și le considerăm de o importanță covârșitoare. Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu alături de ascultătorii și privitorii acestei minunate televiziuni Credo TV și mă bucur să fiu la Cluj în orașul studenției mele. Oh, n-am știut asta. Să știți că am grăbit cumva introducerea, pentru că vreau să profit la maxim de timpul pe care îl vom avea la dispoziție. Să știți că încerc să vă citesc așa de câteva minute încoace, de când ați venit la noi, ați ajuns și v-am cunoscut. Și încerc să-mi dau seama, oare ce anume v-a mânat înspre a studia teologia la atâtea școli înalte? acolo unde poate sunt uh, cei mai înalți gânditori ai uh, contemporan nouă, ai uh, perioadei acesteia, oare dragostea de Dumnezeu sau dorința de aprofundare cuvântului lui Dumnezeu sau poate iubirea de oameni? Pentru că <coughs> vă mărturisesc că din toate apelativele pe care le-am auzit la le adresat dumneavoastră sau titulaturile, acelea de om politic, de scriitor, de educator, îmi pare că vi se potrivește cel mai bine cel de formator și de educator. Să dea Dumnezeu să fie, să fie așa cum spuneți, Mărturisesc că și pentru mine, de la o vârstă încolo, după ce am trecut de 40 de ani, a devenit foarte important să găsesc um, această relație de ucenicie în jurul meu și să transmit. Pentru că am fost un om privilegiat, la 21 de ani, gândiți-vă că aici, în Cluj, veneau personalități uriașe ale teologiei, veneau profesori de la Oxford, veneau profesori din marile universități uh, ale. Germaniei, Ale Italiei și am avut șansa să mă formez în jurul unor minți cu totul și cu totul excepționale. După aceea am făcut școala la Londra și acolo iarăși am descoperit un context multiconfesional, aveam prieteni și am în continuare prieteni care puteau fi unii dintre ei, pentecostali, alții baptiști, alții puteau fi catolici, alții puteau fi ortodoxi. Dar cu toții eram uh, strânși în jurul cuvântului <coughs> lui Dumnezeu, încercând sincer, indiferent de ce tradiție ne-ar fi șlefuit până în punctul respectiv, să înțelegem adâncimile Scripturii pe de-o parte, Biblia ca izvor absolut al adevărului și apoi să înțelegem felul în care acest cuvânt al lui Dumnezeu a fecundat veacurile, pentru că există o istorie a prezenței lui Dumnezeu în lume, printre ai săi. Și Sigur că unii nu l-au cunoscut și unii nu l-au primit, dar alții, slavă Domnului, alți oameni l-au primit. Iar Marea Britanie, acum luminată de acest moment al încoronării regelui Charles al iii a fost o țară creștină. Și pentru mine a fost o permanentă și o inepuizabilă sursă de fascinație această legătură între credință și cultură. Eu cred că noi avem o credință în Dumnezeul cel viu al lui, Adam, al lui Avram dar și a lui Adam, a lui Avram, a lui Isaac și a lui Iacov. În același timp, această credință vie, care ar trebui să ne transforme viețile, este o credință care inspiră tot ceea ce este în jurul nostru: cultură, artă, spiritualitate, muzică, felul în care vorbim, felul în care ne îmbrăcăm, felul în care gândim, felul în care chiar ne organizăm societatea, felul în care dăm dreptul chiar unui acuzat să fie apărat, felul în care gândim, de, de pildă, noțiunea de prezumție de nevinovăție, apropo de sistemul penal, felul în care gândim separația puterilor, apropo de combaterea tiraniei. Tot ceea ce facem noi sau încercăm să facem în fiecare zi este într-un fel amprentat de această credință în Dumnezeu, în Isus Hristos, care este revelația iubirii desăvârșite și a prețului pe care trebuie să-l plătești pentru această iubire. Deci, revenind la întrebarea dumneavoastră da, sunt un formator, încerc să fiu un om care educă în jurul său tineri de 20, de 25 de ani și încerc să le ofer și niște instrumente care mie mi-au fost oferite foarte devreme și tocmai m-am întâlnit cu domnul Marius Cruceru, un eminent filolog, un excepțional cunoscător al patristicii, dar și al Bibliei deopotrivă și mi-am dat seama că fac parte împreună cu domnia sa și cu alții dintr-o generație care a pus preț pe aceste cunoștințe care sunt solide. Vedeți, astăzi te întâlnești foarte ușor, mai ales la București și nu numai, în marile orașe ale lumii cu atei, cu oameni care pun la îndoială adevărul credinței creștine. Și când îi scuturi bine, ceea ce descoper este că ei nu știu de fapt despre ceea ce vorbesc. De pildă îi întrebi. Lipsește temelia. Îi întrebi câte, câte evanghelii sunt în Noul Testament pe care îl urăști cu atâta uh, trudă. Câte epistole a scris Apostolul Pavel. Când a scris, de pildă, Apostolul Pavel Epistola către Romani. Și punând aceste întrebări de bază, descoperi că cei care astăzi deconstruiesc, atacă, subminează credința, sunt lipsiți de cunoaștere, sunt lipsiți de instrumentele de bază, care ar fi uh, instrumentul de investigare a trecutului prin istorie și arheologie, instrumentul de investigare a textului care ar presupune filologia greacă, latina ebraica, nu? Toate aceste instrumente ne dau nouă un plus de siguranță. Cred că trebuie să fim, deci, fără rușine mărturisitori ai cuvântului într-o lume secularizată și să căutăm nu doar pe noi înșine să ne punem în prim plan, ar fi trist să facem asta ci să punem mai degrabă în lumină toate talentele ascunse în sufletele unor tineri care, credeți-mă, astăzi în România au nevoie de mai multă încurajare. Cred că în România, în școlile din țara noastră, nu se încurajează destul tineri în general pentru a-și de depăși condiția. Cred că nu li se spune foarte des de către educatori, de către profesori, hai că poți. Știi, mai există un pisc, mai există o înălțime pe care o poți uh, cuceri, chiar vorbeam înainte de emisiune despre alpiniști, despre cei care au îndrăzneala de a de a birui aceste limite firești, comoditatea în primul rând, mediocritatea. Și muntele e o școală, există o pedagogie a da. muntelui care poate fi muntele Sionului adică muntele pe care Hristos l-a urcat înainte de pătimirea sa, apoi poate fi muntele Taborului, unde el s-a schimbat la față, poate fi muntele Carmelului, unde Ilie a vorbit cu Dumnezeu, poate fi muntele unde Dumnezeu i-a descoperit lui Moise muntele Sinai, cele 10 porunci. Acești munți da? Nu sunt niște doar realități geologice și geografice. Acești munți sunt niște imagini ale înălțimilor cugetării duhovnicești la care ar trebui să ajungem cum? Lepădând tot ceea ce nu este necesar. Vedeți, un alpinist, dacă tot vorbim despre acești minunați oameni care înfruntă intemperiile pentru experiențe cu totul deosebite, un alpinist ce face? Primul lucru pe care el îl face, pe lângă o planificare foarte, foarte minuțioasă, ținând cont de vreme, de atmosferă, el renunță la lucrurile inutile. El nu va căra în bagaj nimic din ceea ce este deprisos. Noi, în viața asta, ca să ne întâlnim cu Dumnezeu, ca să ajungem la înălțimile Sinaiului, ale taborului, ale Carmelului și ale Sionului, ar trebui să renunțăm la lucrurile inutile, la poverile care, până la urmă, ne trag în jos. Și care sunt astea? Nu sunt doar, atenție, niște cunoștințe, uneori și ele te pot ține pe loc. Adică, mărturisesc că presa astăzi te invadează dimineața dacă la prima oră se întâmplă să fii, să fii citit un site, un portal de știri, ești inundat cu informații inutile. Efectiv, ele nu te ajută la absolut nimic. Bârfă, cancan can chestiuni frivole. Dar dincolo de aceste cunoștințe, repet, inutile, de care ar trebui încet, încet să ne debarasăm ca să fim precum o pasăre, nu? Capabil să urcăm spre înălțimi, ar trebui să mai facem un lucru. Ar trebui să renunțăm la răutăți, ar trebui să renunțăm la invidii, ar trebui să renunțăm la gelozii, care toate, toate ne consumă viețile. Sunt oameni care sunt poate de 5 ani neîmpăcați cu faptul că un coleg de-a lor sau un prieten de-a lor este mai bun, este mai, nu știu, strălucit în, uh, într-un domeniu sau altul. Și aceste invidii care ne uh, subminează, repet, integritatea morală, aceste pofte, aceste pasiuni, ar trebui încet, încet să fie abandonate pentru ca noi să devenim niște alpiniști ai contemplației duhovnicești. În momentul în care le abandonăm, avem o ascensiune spre un loc în care știți, dacă ați observat și păsările până ajung undeva acolo foarte sus, dau din greu din aripi. În momentul în care ele ajung, dacă vă uitați la vulturi acolo în ei doar planează și sunt purtați deja de către ce? De către curenții de aer. Și nu mai au nevoie de efortul acela ei doar planează, da? Și este o imagine superbă pe care, dacă reușim să o observăm, ne bucurăm cu toții este de o ea. Mișcare circulară. La fel, omul, în momentul în care reușește să atingă anumite înălțimi spirituale și o anumită stare a sufletului, va vedea că Dumnezeu se îngrijește și îl poartă. Și eforturile pe care noi le depunem la început devin tot mai ușor de dus. Așa cum spuneam, din răspunsul dumneavoastră, îmi dau seama că. Într-adevăr sunteți un foarte necesar educator, o voce în pustia acestei inte intelectualități care, sigur, pe undeva pozează foarte bine, dar iată, așa cum spuneți și dumneavoastră, la o discuție foarte ușoară și de început poate părea, de fapt, ignorantă și lipsită de greutate și lipsită de eficiență până la urmă. Um. Eros, Logos și Agape este ultimul volum pe care dumneavoastră uh, vă preocupați în această perioadă să-l lansați. Este, mi se pare, un proiect atât de frumos și cred că aplecarea dumneavoastră asupra acestor subiecte nu este întâmplătoare. Cred că ați observat de-a lungul anilor ceea ce lipsește cu adevărat în societatea românească și doriți uh, foarte mult să veniți cu soluții la problemele pe care le sesizați și mă bucură foarte mult aplecarea pe care o aveți uh, pentru tineri. Cred că această carte este o chemare la rațiune, la revenirea la, la normalul, la acela care aduce cu adevărat împlinirea sufletească, la împăcarea cu autorul, dragostei până la urmă, nu cu Dumnezeu, care cu adevărat aduce prosperitate. Singura autoritate cu care eu pot să vorbesc despre acest subiect este suferința. Eu nu cred că există om care să fie iubit fără să fi fost îndurerat. Pentru că iubirea este o aventură, o experiență plină de neprevăzut. În general dai și nu știi ce primești, sau dacă primești. Și uneori dai și nu primești nimic. Poate, poate chiar primești o condamnare. Dar și continui ăsta... să dai pentru că nu dai ca să primești, nu? De uh, fapt. Fără să fii mas masochist, <laughs> trebuie să continui să dai. Dar poți să dai altfel, nu? Poți să dai într-un fel care să-ți protejeze inima în același timp. Viața unui om încercat de pătimirile iubirii nu poate să nu lasă urme. Eu am scris două cărți despre iubire, vârstele iubirii pe care ați avut-o în mână și vă mulțumesc pentru că ați răsfoit-o. Da, le arăt și la cameră. Și Sigur, le recomand e... celor care ne vor urmări și, și visul României mari, de asemenea, sunt două cărți de excepție, gânduri profunde pe care ați avut curajul, zic eu, să le, să le așterneți pe hârtie pentru ca cei ce le citesc să, știu eu, să înțeleagă lucruri pe care mulți nu avem curajul poate să le rostim efectiv. Deci, prima carte, Vârstele Iubirii, este o, este o poveste. Poveste de iubire a unor oameni care au fost încercați, greu încercați. În căutarea aceasta modelelor, știți, noi uh, avem modelele biblice. Noi spunem, uh, David și Jonathan, model de prietenie, fără discuție. Dar hai să recunoaștem pentru un om din secolul 21, dacă îi spui ce ar fi să urmezi calea lui David și Ionatan, poate să fie o poveste prea îndepărtată. Să spună, ok, acum 3000 de ani puteai să fii mai aproape de Dumnezeu, dar ce fac în secolul 21 sau în secolul 20? Am scris această carte, deci căutând modele de iubire conjugală de săvârșită, știind din propria mea experiență că de multe ori este foarte, foarte greu să găsești în viața ta sau în jurul tău repere. De iubiri împlinite. Pentru că astăzi asistăm la o epidemie a divorțurilor, a despărțirilor involuntare. E, există și, atenție, și lumea aici uneori nu știe, mai ales în mediul creștin, ar trebui să precizăm: există divorțuri involuntare sau, atenție, unilaterale, adică te trezești că celălalt îți strântește o hârtie în față. Nu ai neapărat. O implicare în acest demers, dar demersul din punere de juridic, nu poate fi oprit. Așa arată societatea de astăzi. Pe vremuri, acum 100 de ani, nu puteai divorța doar pentru că trânteai o hârtie în, în fața celuilalt, în fața partenerului tău, în fața soțului tău. Din păcate, astăzi, legislația permite ca unei persoane nemulțumite de orice să rupă o legătură care a fost sfântă, care a fost o legătură asumată la altar. Deci, de aceea n-aș vrea să fiu fariseu. Nu? Am multe păcate, dar peste încă nu l-am dobândit. Păcatul fariseismului, încerc să-l țin departe de mine. Cred că cine a suferit în experiența aceasta a iubirii trebuie să investigeze și sursa suferinței lui și să caute, să vadă de ce eșuează atâtea relații în zilele noastre. Odată că nu avem modele, nu avem modele în jurul nostru, atâția copii cresc astăzi crescuți doar de către o mamă sau de către un tată. Vă dați seama, un copil care nu vede armonia unei relații între. Soț și soție, este handicapat din punct de vedere al imaginației sale morale, el nu are acces la ancore, la repere concrete. Și atunci el poate doar să compenseze prin romane de calitate, prin cărți de calitate, sau de ce nu chiar printr-un film de calitate. Mai există câteva filme la care ne mai putem uita. Și sigur, din nou, modelul biblic, care e un model de săvârșit, despre care vorbește Apostolul Pavel, al relației de iubire între Hristos și Biserică, al relației de iubire pe care o găsim celebrată și în cântarea cântărilor. Deci există repere, există soluții, dar ele trebuie toate actualizate. Și poveștile mari trebuie spuse și respuse pentru cei de astăzi cu un limbaj adecvat. Cât privește celălalt volum, cu subtitlul foarte provocator, Eros, Logos, Agape, subtitlu fiind, atenție, dragostea era smartphone, sigur că mă ancorez în această experiență digitală, pentru că ea schimbă totul. Gândiți-vă că acum 50 de ani, iertați-mă, să fiu un pic mai anecdotic, Ion nu? se îndrăgostea de mărie, poate la biserică, poate la horă, poate, eu știu, la seceriș, la treierat. Nu, erau aceste activități sezoniere, erau, erau aceste frumoase întâlniri, voluntare sau involuntare, dar ele se petreceau și aceste întâlniri, în general, nu erau tulburate de vocile exterioare, adică nu pătrundea în sufletul soției tale, în sufletul bărbatului tău, o imagine străină, un cuvânt străin, cum se întâmplă astăzi pe, pe Facebook, pe Instagram, pe Twitter, pe WhatsApp. Sunt zeci și zeci de interacțiuni care astăzi au loc nu? pe un dispozitiv mic, dar care tulbură inimile și care tulbură conștiințele și așa se creează viețile duble, așa se creează într-un fel sau altul înșelările, iluziile noastre pe care uneori le credităm. Mintea noastră nu poate procesa atât de multă informație, însă ea se înmagazinează cumva în subconștient și de acolo ei se le la iată, așa cum spuneți, prin când te aștepți mai puțin și poate în moduri mai nepotrivite. Iisus ne avertizează că inima este locul așa. unde bătălia cea mai importantă pentru identitatea ta se dă. Ce, ce pui tu în inima ta, ce gânduri macină moara sufletului tău și dacă tu tot timpul ești predispus spre aventură, ești dornic să ieși din legământ, ești dornic să ru rupi sau să renunți la această statornică așezare în matricea conjugală, atunci sfârșești prin a rupe această legătură de dragoste și iubirea care a fost înainte promițătoare, extraordinar de suavă, plină de conținut spiritual, de poezie. Această iubire devine, de fapt, sursa suferinței tale. Am citit, să știți, și cărțile unor sociologi și mărturisesc că am fost șocat de ceea ce se întâmplă astăzi, de pildă cu viața amoroasă a occidentalilor, nu vreau să denigrez aici a Occidentul, vezi doamne, ca și când nu știu, Rusia sau China ar fi deasupra, nici vorbă, nu admir niciun model totalitar sau autoritar doar că spun că în lumea noastră în care noi trăim, occidentală, s-a ajuns într-un punct absolut șocant în care știți, pe vremuri se spunea până când moartea ne va despărți astăzi se spune până când noaptea ne va despărți, nu? oamenii se întâlnesc într-un club, eu nu vorbesc de cei din biserică eu vorbesc despre cei din afara bisericii și e bine și cei din biserică să știe cum arată iadul. Știți pentru că ceea ce urmează să descriu este experiența iadului. Ce este iadul? Incapacitatea de a iubi. Ce este iadul? Non-relația. Despărțirea de Dumnezeu. Despărțirea de Dumnezeu, dar despărțirea de re relațiile cu cei care ți-l pot aduce chiar pe Dumnezeu în suflet. Adică incapacitatea de comuniune cu celălalt este ce este? Este semnul unei singurătăți profunde. Când tu îl refuzi pe Dumnezeu, când tu refuz cuvântul său, când tu refuz oamenii lui Dumnezeu, când tu refuzi iubirea întru Dumnezeu, tu ești condamnat la singurătate. Ceea ce astăzi se întâmplă în lumea contemporană, în lumea occidentală, este exact acest lucru. Oamenii se întâlnesc, de pildă, nu vreau să dau idei nimănui, dar spun ceea ce se întâmplă sociologic, oamenii se întâlnesc, de pildă, oameni de 25-30 de ani, într-un club, și cred că nici Clujul nu-i străin de cluburi, dar nu cluburi de lectură, mă tem, nu? Nici clubul Marile Cărți nu e neapărat pe, pe lista asta scurtă A de. priorități. da. Ei bine, oamenii se întâlnesc într-un club, club de noapte, club de distracții, la ora poate 10 seara, gustă ceva, bea un cocktail și consumă tot soiul, tot soiul de lucruri, mai mult sau mai puțin de substanțe, mai mult sau mai puțin interzise. După aceea are loc, o, o să mă iertați pentru această formulă, cunoașterea carnală a celor doi și la final, la finalul nopții acelea, pline de promisiuni, cei doi spun sociologii, renunță chiar să-și mai dea numărul de telefon și renunță să-și spună pe nume. Adică ei asumă că a fost o întâlnire subanonimat, a fost o întâlnire oarecare, a fost o întâlnire pur epidermică la nivelul suprafeței, da? în niciun caz o întâlnire cu implicații afective, cu implicații sentimentale, cu implicații matrimoniale, cu atât mai puțin. Oamenii trăiesc uh, aceste întâmplări într-un mod uh, serial și în cascada aceasta de rupturi, de despărțiri, de dezangajări pe care sufletul le consumă, le resimte, la un moment dat aproape paroxistic, în această cascadă de experiențe traumatice, se întâmplă un lucru, oamenii ajung aproape schizofrenici, adică ă, ei trăiesc vieți paralele fără absolut niciun punct de legătură. E un sfârșit, dacă vreți, de Ev, pentru că în secolul XIX, în secolul 20, bunicii noștri și străbunii noștri încă mai credeau în dragoste. E suficient să te uiți, dacă vreți, la, la cântecele populare românești. Eu nu sunt un mare fan al acestor, acestor cântece, nu am ascultat Maria Tănase foarte mult. Dar trebuie să-i la înțelepciunea din Dar versurile dacă celor exact, din popor. Îți dai seama, nu? Că până și în acest mădusei să trec la ol, da? cu a mea mândră cu tot, există o duioasă, o suavă bucurie a însoțirii celor doi. Pe care de altfel și Biblia o celebrează, spuneam, în, în, în această cântare a cântărilor. Ei bine, cântecele de astăzi, iertați-mă, sunt, sunt concentrate nu pe afect, nu pe sentiment, ci pe, iertați-mă, acuplare și pe această consum, consumare rapidă da, a senzațiilor tari, a epidermei și cam atât. Dincolo de această experiență carnală, nu mai este absolut nimic. Ce se întâmplă în clipa în care tu păcătuiești în mod repetat? Nu, ne spune Biblia, nu? Că păcatul duce în viața ta ce? Moartea. Moartea nu neapărat fizică. Ea va veni oricum. Și la, în general, cei împătimiți, la cei care sunt dependenți de droguri, la cei care au o viață dezordonată, moartea vine mult mai devreme. Pentru Freddie Mercury a venit mult prea devreme, nu? Pentru, iertați-mă, Jim Morrison a venit la 27 de ani. Pentru John Lennon și atâția alții a venit foarte devreme. Moartea vine foarte devreme atunci când ești nechipzuit. Dar există o moarte sufletească, la fel de periculoasă. Ce înseamnă să, să fii mort și totuși să ai un corp atletic, să, sigur, ai o companie care produce profit, să fii un om care are capacitatea să plece dintr-un loc într-altul, nu să ai uh, buzunarele pline, dar să fii gol pe dinăuntru. Ce înseamnă să, să trăiești astfel? Înseamnă să trăiești ca și contemporanii lui Noe. În Cartea Geneze ni se spune, la capitolul 6, că toți cei care erau contemporani cu Noe erau carnali. Adică, ei aveau capacitatea, gândiți-vă, tehnică, să facă o mașină Tesla. Adică, mă rog, iertați-mă, o arcă, da? Total. Da, deci, din punct de vedere tehnologic, ei erau foarte avansați uh -huh. pentru vremea lor. Aveau capacitatea unei imaginații de tip matematic, puteau modela, puteau proiecta, dar erau în cugetul lor carnal. Ei nu vedeau metafizica, să spunem așa, creație. Ei nu vedeau ceva dincolo de cele văzute. Ori Dumnezeul nostru este Dumnezeul celor văzute și nevăzute. Cine sunt creaturile nevăzute? Îngerii, de pildă, da? Există o lume spirituală, dar și demonii sunt nevăzuți și totuși ei acționează. Incapacitatea Sufletului de a vedea această lume nevăzută, îngerii și demonii deopotrivă, dă seama, zic eu, de această moarte spirituală, de acest ateism materialist, cras și lipsit de regrete pe care noi astăzi îl trăim. De aceea am scris o carte care pune în discuție această deva devalorizare a erosului. Vedeți, erosul a ajuns să fie pur și simplu un produs. Astăzi, iertați-mă, nu pot să, mai ales la o televiziune creștină, să nu spun aceste uh, răscolitoare adevăruri pe care uneori știți din pudoare pastorii, preoții, nu le rostesc. Uh, vorbim oare cumva public și deschis despre faptul că România este patria videocetului? Vorbim oare public și deschis despre faptul că noi exportăm uh, carne vie pentru prostituție în Occident mai mult decât orice altă țară este europeană? Poate în afara Republicii Moldova, vorbim oare suficient de onest despre faptul că în orașele atenție universitare ale României, Iași, Cluj, București, Timișoara și Craiova, poate și Constanța, această transformare a corpului feminin în deosebi, într-o marfă este, dacă vreți, semnul evacuării definitive a ideii că Templul Duhului Sfânt este propriul tău trup. O completă devalorizare a ființei umane. Această completă devalorizare sfârșește în ce? Sfârșește în tragedia de la Caracal, în tragedia acelor fete care, fiind prinse într-o rețea, într-o filieră de exploatare sexuală a corpului lor, nu au mai avut șansa libertății. De fapt, e sclavia despre care, din nou, scriptura vorbește atât de limpede. Da? Egiptenii au, au, atenție, aruncat. Poporul ales într-o sclavie, din punct de vedere fizic, dar au încercat să arunce poporul și într-o sclavie spirituală. Această realitate a sclaviei nu, e, nu, nu ține doar de trecut. Știți, noi spunem și ne lăudăm și nu e rău că am făcut asta. A, Occidentul a condamnat sau, mă rog, a eliberat din sclavie milioane de oameni în secolul XIX. Așa este. În timpul războiului civil din Statele Unite, discuția cea mai importantă a fost despre statutul sclavilor negri, mai ales de pe plantațiile din Sud. Și slavă Domnului, Dumnezeu i-a eliberat. De asemenea, știm foarte bine că un mare creștin precum William Wilberforce, care a fost protestant și care a fost un prieten cu William Pitt the Younger, cred că nu greșesc, primul ministru cel mai tânăr al Marii Britanii, la 24 de ani, William, spuneam Wilberforce, când s-a întors la Dumnezeu și când a renunțat la o viață de, be de beție și de desfrânare până la urmă în Paburile din Cambridge și s-a întors cu prietenii săi înspre Dumnezeu, a hotărât să dea uh, acestor sclavi o șansă. Și, într-adevăr, uh, o companie, East India Company, o companie întreagă, a trebuit să renunțe la traficul de sclavi care ducea spre 12 milioane chiar. Deci, într-adevăr, Occidentul a renunțat la această sclavie tradițională, da? Cea cu lanțuri la picioare. Dar mai există și o altă sclavie, da? Care e sclavia spirituală, sclavia dependențelor sclavia drogului, sclavia adicțiilor digitale, sclavia sexuală. Despre aceste forme moderne de sclavie nu vorbim destul, de aceea cartea Eros Logos Agape este o chemare la revenirea noastră a creștinilor din această Românie mai mult sau mai puțin seculară la bazele biblice ale mărturiei despre adevărata iubire. Și atunci când îl vom lua pe Hristos în serios, când vom vedea în Hristos Modelul absolut al iubirii jerfelnice, atunci noi, cu siguranță, cei de astăzi, vom da o probă zilnică de răbdare mai mare, de, aș spune, tenacitate, o probă de eroism în actul iubirii. Și atenție, când spun iubire, nu mă refer doar la relațiile dintre bărbați și femei. Mă refer și la prietenii. Pentru că eu cred că și aici există o suferință și nu vreau să fac uh, o melodramatică expunere expunerea acum legată de, de, această încoronare a regelui. Dar ați văzut și cu toții am constatat de câțiva ani că o prietenie minunată între doi frați, nu? William pe de o parte și Harry pe de altă parte, acești copii ai regelui Charles al III-lea, această prietenie care a fost minunată în tinerețe, a fost destrămată. De ce? De ce Harry n-a putut să vină cu soția lui la cel mai important eveniment din viața tatălui? datorită unei rivalități, datorită unor certuri care au fost și publice, nu doar private. Adică prieteniile, extraordinare între, între persoane de același sex și care, atenție, sunt eminamente afective și nu au o altă conotație, aceste prietenii trebuie restaurate, dar nu pot fi restaurate. Decât pe ce? Pe temelia iertării. Pentru că Hristos ne-a iertat pe noi și noi trebuie să iertăm. Și iată, continuăm să revenim, să revenim, să revenim la aceeași sursă a dragostei care până la urmă este soluția pentru toate problemele noastre. Foarte pe scurt, pentru că vreau să încheiem prima parte în cele ce urmează, după care abia am început și discuția noastră va continua. Cine are de câștigat de pe urma acestui divide din pera până la urmă? Adică fiecare am stins lumina, am pus căștile, accesăm iconițele de pe telefoanele noastre, telefoanele încărcate și încetează comunicarea între oameni. Această izolare duce la această dezumanizare foarte tristă pe care ați descris-o, tocmai ați descris-o. Și stau și mă întreb, este cineva care urmărește lucrurile acestea sau sunt lucruri care merg cumva organic de la sine pentru că ne lasă Dumnezeu în voia minții noastre belestemate pentru că ne-am întors cu fața de la el. Ce părere aveți? Da, ați spus-o foarte clar. Acum citând din epistola către romani, ați spus degetul pe rană și punctul pe i. Fără discuție, Dumnezeu îi lasă pe cei care îl abandonează pe el ca sursa înțelepciunii, îi lasă să cadă până în punctul abisal, ar spune, care pare să fie și un punct fără întoarcere al apostaziei și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Restul sunt oameni care, deși sunt declarați creștini, nu ca noi toți, oameni care alunecă. De ce? Pentru că lumea e cum e. Și ce este lumea? Iarăși ne spune cuvântul, dacă nu mă așel, lui Iacov, este pofta ochiului și trufia vieții. Hai să fim sinceri, noi trăim într-o civilizație care a înlocuit cuvântul, cartea, cu imaginea, cu emoticonul. Dacă astăzi am încercat să vedem cât am stat pe telefon și cât am stat într-o meditație asupra cuvântului, am fi mai degrabă șocați. Probabil că n-am stat mai mult de 10-15 minute cu scriptura în mână, în schimb am stat și 10 ore privind spre diferite anunțuri, știri și așa mai departe. E o dependență noastră de imagine care se plătește. Și ochii, ochii trebuie să postească și ei. Dar despre asta nu ni se vorbește. Noi credem că postul este doar al pântecelui. dar Ne-am înșelat să credem că e doar atât. E nevoie de un post al cuvintelor, deci trebuie să te abții de la spune lucruri, este nevoie de un post, de o postire a ochilor, ochii tăi nu pot să privească chiar orice, fiindcă dacă privesc goliciunea vor fi vătămați, și cred că despre aceste practici spirituale bisericile ar trebui să vorbească cu mai mult curaj decât astăzi. Adică în vechime, vă mărturisesc ca un cunoscător și al tradițiilor din primul mileniu, citind tratate spirituale despre viața lăuntrică a omului desăvârșit, am constatat că cei din vechime puneau accentul pe aceste momente de vigilență în care te surprinzi pe tine spunând lucruri, rostind cuvinte și privind... Cu prea multă disponibilitate spre ceea ce te-ar putea vătăma. Nu este astăzi reclamă, fără să fie însoțită de un corp aproape dezgolit al unei femei. Nu este astăzi mesaj, fie că vorbim despre medicamente, fie că vorbim despre uh, cauciucuri sau mașini. Mie mi se pare că totul, practic, este cu o anumită aluzie sexuală și nu o spun ca un om obsedat sau uh, tulburat de acest subiect. Pur și simplu, cu o neutralitate perfect sociologică, din afară, văzând lucrurile și. Descrindu-le, asta constat. M-ați rugat să dau un răspuns scurt, și de asta nu sunt mereu în stare. Dar există, slavă Domnului, pe lângă boală, pe lângă infecția noastră spirituală cu aceste elemente de păcat, există și soluții. Și soluția este disciplinarea noastră. De pildă, noi mai facem la Clubul Marile Cărți ieșiri în natură. Și o regulă pe care o facem este ca 12 ore nimeni să n-aibă acces la telefon. Acest detox, după părerea mea, ar trebui practicat și în, și în anumite biserici. Nu mi se pare exagerat, nu mi se pare exagerat, vă spun sincer, ca într-o biserică modernă de secolul 21, adunarea să hotărască că pe durata celor două ceasuri nimeni nu are telefon. Telefonul se poate pune într-un rastel, știi de unde ți dar când intri în biserică să fii fără telefon, ar fi o experiență spirituală extraordinară. Ar fi o experiență spirituală să postim pentru, nu știu, 10 zile de social media. Deci, poate că și limbajul nostru ar trebui actualizat. Și în felul acesta am descoperit că, dintr-o dată, avem un plus de claritate, avem un plus de bucurie la untrică și avem timp pentru cel de lângă noi. Cine are de, de câștigat din aceste despărțiri? În mod radical diavolul, numai el se bucură de despărțirile oamenilor și de, despăr de despărțirea noastră față de Dumnezeu. Cine mai are de câștigat? Corporația nu? care îți vinde ție respectivul produs. Facebook câștigă, iertați-mă să fiu foarte deschis, de pe urma ta dacă tu stai foarte multe ore pe Facebook. Dacă tu stai foarte multe ore pe TikTok, TikTok câștigă și se duce și face un contract cu o firmă care va oferi un buget de publicitate foarte consistent. Deci, pe măsură ce noi dăm din timpul nostru și din viața noastră, alocăm ore importante și săptămâni și luni și ani acestor corporații nu numai că descoperim goliciunea noastră la untrică, ci descoperim că, de fapt, unii se îmbogățesc, îmbogățesc în timp ce noi sărăcim. Noi sărăcim cu totul. Um, sigur, ne-am dorit cu toții libertate, dar mă tem că am înțeles lucrurile pe dos și ne-au împins lucruri de la spate. Abia acum, poate, sper eu, începem să ne trezim. Punem punct aici primei părți din întâlnirea noastră de astăzi și vă mulțumesc foarte mult. Continuăm să vorbim despre tineri, despre faptul că poate nu doar ei ar trebui arătați cu degetul și, și generațiile ceva mai adulte, despre educație pe mai departe neapărat îmi doresc și sigur să dăm și soluții soluții pe final, pentru că altfel s-ar spune că doar filozofăm și nu venim cu soluții la problemele pe care le observăm. Și iată, le discutăm aici. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mult. mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim și dumneavoastră. Nu pierdeți următoarea noastră întâlnire. Până data viitoare, fiți cu toții mult binecuvântați. La revedere!